Tineretii din Ploiești au manifestat împotriva transportului de tip alternativ, alăturându-se colegilor din toată țara. Șoferii din Prahova, ca și colegilor din alte orașe, sunt supărați că firmele de transport alternativ nu au aceleași obligații legale ca ei. Sunt 2.000, 1.500 de euro. Taximetriști sunt 4 mașini la 1.000 de locuitori. E deja strigător la cer ce se întâmplă. Vine o simplă aplicație gen TikTok, gen Facebook, gen așa, care fac taximetrie. În Galați, 200 de taximetriști au protestat nemulțumiți de concurența neloială pe care o fac firmele de ride-sharing. Concurența neloială, adică noi avem, când punem o mașină pe traseu să aibă minim 5 ani, la ei este minim 15. Casă de marcat, noi suntem obligați, la noi o casă de marcat este în jur de 2000 de lei, la ei 300 de lei sau chiar nu au deloc. Sunt aproape 1700 de mașini în oraș la noi, noi suntem 1050. Motivul este unul singur. Abrogarea ordonanței de urgență 49/2019 și înlăturarea transportului alternativ din România. Și taxiurile din Bacău au participat la protestul național arborând panglici tricolore, dar și sloganuri și banere împotriva concurenței. 300 de șoferi au mărșăluit pe străzile din oraș. Printre revendicările principale ale taximetriștilor se numără cerințe similare pentru taximetre și aplicațiile de ride-sharing, interdicția de inscripționare a vehiculelor de ride-sharing, eliminarea tarifului dinamic și o mai bună transparență a modului de tarifare pentru firmele care folosesc aplicații de transport.